O emisiune realizată de A7 TV în coproducție cu asociația Maurer for You. La fiecare căsătorie, Dumnezeu și-a făcut prezența, mai mult sau mai puțin, în funcție de tine cât i-ai permis. În momentele în care apare plictiseala, apare rutina, apar anumite elemente care, eu știu, ți se pare că a luat căsătoria pe topogan în jos, gândește-te ce am pierdut de acolo. Elementele comportamentale, am pierdut elementele emoționale, l-am pierdut pe Dumnezeu de acolo, de unde și avea locul. Haideți să căutăm povestea de dragoste. Hai să facem o extensie la povestea de dragoste și să îmbunătățim povestea de dragoste. Sunt bucuros să ne revedem, să ne reauzim și aici la A7 TV să învățăm alte lucruri frumoase pe care le consider ca venind din inspirație de la Dumnezeu sau din relațiile noastre unii cu alții sau ca cereri din partea dumneavoastră. Unul dintre elementele care au venit ca o cerere și ca o rezolvare, ca o cerere de rezolvare a situațiilor în cuplu, bineînțeles ca titlu pentru ocazia aceasta este din nou Stop Divorțul. Stop Divorțul 9. Nu, poate vă gândiți că ne vom opri la 10. Să vedem, în funcție de cererea dumneavoastră, în funcție de lucrurile care apar. Stop Divorțul, iar aici, în această ocazie, vreau să vorbim despre plictiseală. Plictiseala din cuplu. Sau, hai să o numesc și rutină. Unul dintre elementele care nasc, să zic așa, oboseli sau, să zic, elemente ce concură la... Trebuie să-mi găsesc un partener, m-am săturat de... Ce înseamnă lucrul acesta? Am un obicei. Ori de câte ori încep o consiliere într-un cuplu, le spun să-mi zică povestea de dragoste. Povestea de dragoste pe care ei au fundamentat-o împreună, pe care ei și-au adus-o într-o realitate, pe care sau la care ei au început să construiască. Povestea de dragoste are o valoare foarte mare dacă noi o înviem. Și mă voi folosi pe primul loc la lucrul acesta, deoarece, unu, povestea de dragoste este bine să fie extinsă. Știți, când eram mici, am ascultat destul de multe povești de dragoste, povești din copilărie, poveștile din amintirile lui Ion Creangă, care ne ajutau pe noi, erau educative. Să nu deschidem ușa atunci când venea rupul cel rău sau, atenție, să nu cheltuim banii când era vorba de banii moșului și banii babei sau, eu știu, fel și fel de discuții dintre urs și vulpi, dintre pești și atâtea lucruri frumoase le învățăm din povești. Să știți că atât de multe lucruri frumoase le învățăm din povestea noastră de dragoste pe care trebuie să o extindem. Poveste care ne poate aduce pe noi într-o realitate nouă. De ce te-a făcut? Și vreau să stai să te gândești. De ce te-a făcut povestea ta de dragoste să te lipești de soția ta?
De ce te-a făcut? Pentru că a fost o realitate, pentru că a fost ceva că, prin care tu ai câștigat sens, prin care tu ai câștigat bucuria de a visa, că elementul de forță al unei povești sunt visele. Visele. Să știți că visele acestea ne fac pe noi să soțul și soția să avem o relație unul cu celălalt. Din povești se rezumă visele. Și visele acestea, noi avem nevoie de ele ca să le îmbunătățim, să aducem la ele frumusețea pe care au avut-o odată. Mi-aduc aminte când o doamnă vine și îmi spune, știi ce, cred că soțul meu aveau doi copii împreună, aveau o fetiță și un băiat, erau împreună de aproximativ 12 ani, lucru care le aducea foarte, foarte multă bucurie. Însă, la un moment dat, domnul lipsea cam des de acasă, A fost un pic speriată doamna datorită faptului că nu mai stătea la masă, ca să nu-i trezească, dormea separat pe altă canapea și lucrurile acestea s-au calungit într-o perioadă de timp. Ceea ce a făcut-o să întrebe, stai puțin, tu nu mai mănânci cu noi acasă, nu te mai joci cu copiii, vii destul de târziu, că muncești, aducea bani acasă, era atent din punct de vedere financiar, dar nu mai era emoțional prezent lângă. Și mi se adresează doamna respectivă, vine la consiliere și zice, credeți că este posibil ca soțul meu să aibă pe altcineva? Este posibil lucrul acesta? Nu știu, dar ați observat? Păi nu mi-a spus nimic, direct ați vorbit cu el, nu mi-a mărturisit nimic, decât faptul că întârzie la serviciu, are mai mult de lucru și din această cauză relația a început să se distanțeze. Ei, în situația aceasta am venit spre doamnă rugând-o să descarce toate elementele de la începutul căsătoriei. Și le-am luat cu markerul și le-am subliniat, uite, lucrul acesta, parfumul acesta, mâncarea aceasta, plimbările acestea, zicerile acestea, îmbrăcămintea aceasta, comportamentul acesta. E, în situațiile de genul acestei, am spus doamnei, hai să încercăm în săptămâna următoare să refacem partea din povestea de dragoste. De fapt, ce facem? Extensia poveștii noastre de dragoste. Extensia. O extindem. Vedeți? Fac o mică paranteză. Un pom crește frumos. Aduce roade frumoase. Poate are un trunchi frumos. Poate are o coroană frumoasă. Toate pentru că el se hrănește din pământ. Acolo este apă, acolo poate este săpat și intră și aer și lucrul acesta face ca acel pom să aibă rod și să aibă, să zic așa, și frumusețea respectivă. De unde ție, la mine, la tine, în cuplul tău ne tragem puterea noastră, seva noastră? Dintr-o poveste. În această poveste noi trebuie să găsim elementele comportamentale, să găsim elementele emoționale și să găsim elementele spirituale. Eu am acest element de ces care are o valoare foarte importantă în ceea ce privește esența și rădăcina. Du-te din nou la povestea ta de dragoste. Du-te din nou acolo de unde tu ai început să scrii viața ta împreună cu partenerul tău. Elementele comportamentale, elemente vis-a-vis de cum te îmbrăcai, elemente de cum te parfumai, elemente emoționale legate de ziceri, de atingeri, legate
de anumite aspecte de detaliu, dar aceste detalii fac să fie frumoasă relația și să aducem din nou dragostea în prim plan. Oameni buni, sunt atâția factori care ne fac să ne ducem cu privirea în stânga sau în dreapta. Atâtea reclame, Instagram-ul, Facebook-ul, WhatsApp și toate lucrurile ne bipuie permanent astfel încât capul nostru să duce în stânga sau în dreapta. Noi avem, să vă spun ceva, scriu la o carte foarte faină acum, care are titlul de, sau m-am oprit la titlul acesta, și anume Familia pe sens unic. Familia pe sens unic. Scriu de ceva timp și sper cu ajutorul lui Dumnezeu să pot să o scot și să o tipăresc. Este aproape terminată cartea. Familia pe sens unic. Ce vreau să spun? Povestea pe care tu ai scris-o împreună cu soțul tău, nu o pune într-un cufăr, ascunde-o și să se umple de praf, să se așterne praful pe ea. Nu. Vino și dezvoltă-o. Vino și dezvoltă povestea ta de dragoste. Este rădăcina care ți-a adus comportament, ți-a adus emoție, ți-a adus spiritual. Nu există povești de dragoste la fel. Povestea ta de dragoste e unicat. Datorită faptului că am avut foarte multe consilieri premaritale. E un fan al meu, consilierea premaritală, în care construiesc pe cei doi acolo, unde vorbesc despre comunicare, unde vorbesc despre elementele de financiar, unde vorbesc despre elementele de intimitate, unde vorbesc despre elementele de relație cu Dumnezeu. Aceste elemente de la care ai plecat tu, pentru că fiecare a plecat de undeva, fiecare a adunat cu el o floare sau un gând sau s-a întâmplat ceva. Mai mult decât atât, în munca mea, să zic așa, de psiholog, de consilier, de pastor, am reușit să am foarte multe căsătorii. Foarte multe căsătorii. E unul dintre fanurile mele pe care le-am făcut. Nici la nicio căsătorie nu am intervenit la fel ca la altă căsătorie. Fiecare căsătorie are povestea ei de dragoste. Poveste care își înscrie, să spun așa, puterea în explozia lor. La fiecare căsătorie Dumnezeu și-a făcut prezența, mai mult sau mai puțin, în funcție de tine cât i-ai permis. În momentele în care apare plictiseala, apare rutina, apar anumite elemente care, eu știu, ți se pare că a luat căsătoria pe topogan în jos, gândește-te ce am pierdut de acolo. Elementele comportamentale, am pierdut elementele emoționale, l-am pierdut pe Dumnezeu de acolo, de unde și avea locul. Haideți să căutăm povestea de dragoste. Hai să facem o extensie la povestea de dragoste și să îmbunătățim povestea de dragoste. Cum poți să o faci? Vă spuneam un caz. Doamna respectivă a început să își instaleze povestea de dragoste împreună cu soțul sau pentru soțul ei, pentru a-l atrage din nou în relație. Nu a fost simplu. Nu s-a rezolvat într-o zi, două, trei. A fost nevoie de mai multe zile în care el să fie câștigat din nou. Bineînțeles că lucrul acesta și munca aceasta trebuie făcută de amândoi. E foarte important să fie făcută și de unul și de celălalt. E foarte bine să se complementarizeze amândoi, pentru că în momentul în care observ plictiseală în cuplu, observ că vii de la serviciu, cum se observă? Să vă dau câteva detalii. Vii de la serviciu, te dezbraci de haine, te îmbraci de hainele de casă, te duci, mănânci, din păcate singur,
te duci în pat, îți iei tableta în mână sau telefonul în mână, sau aprinzi televizorul și te uiți acolo, a venit ora de culcare, te duci, te bagi în pat și rece spui, în noapte bună, ne auzim mâine. Și lucrul acesta, dacă are o repetabilitate de zile, săptămâni, luni, te poate conduce la situația asta să îți dai seama că sunteți decât doi străini în aceeași casă. Stop! Lasă tableta, lasă televizorul, nu mai mânca singur, ci mâncați împreună, discutați împreună. Ce să mai discutăm? Păi, întreabă-l, cum a fost la serviciu la tine? Ce s-a întâmplat pe drum? Cum a fost șeful tău sau șefa ta? Cum te-ai înțeles cu colegele tale sau cu colegii tăi? Cum au fost lucrurile? Încep să povestești. Încep să povestești și să pui la copacul tău care a crescut din povestea ta de dragoste, la copacul tău încep să pui flori și să pui toate celelalte. Toate celelalte ca să îmbunătățești și să-ți fie dragă povestea ta. De ce ești lângă el? Pentru că a fost o poveste de dragoste. Pentru că a fost o relație de dragoste. Pentru că au fost minute frumoase. De ce nu mai sunt? Datorită ție. Haideți să punem, să reinstalăm povestea noastră, CD-ul nostru. Nu este greșit dacă ți-ai filmat nunta, du-te și reurmărește nunta. Sau poate nu nunta. Găsește muzică frumoasă care să-ți aducă aminte de momentele frumoase ale inspirației tale către băiatul respectiv sau către fata respectivă. Încearcă într-un mod frumos să te apropii de el din trecut. Urcă-te în copacul respectiv. Sunt zile diferite în care poți ca această rutină și plictiseală să o poți să o scoți din amorțeală. Poate să fie 1 aprilie, în care poți să aduci o păcăleală. Nu este nicio greșeală. Sau să fie ziua de 1 iunie, în care să aduci un cadou și să zici copilul din tine sau copilul din noi, hai să ne bucurăm. Sau, eu știu, fel și fel de sărbători de Paște sau de, eu știu, Crăciun sau altele, în care să putem să rememorăm povestea de dragoste, care nu face altceva decât să ne aducă anumite lucruri concrete și extensii frumoase care îmbunătățesc gustul nostru. La fel cum este și o mâncare. Nu poți să ții o mâncare, nu știu, zile. Își pierde din gust. Refă mâncarea. Cu aceleași ingrediente. Nu o să mai fie exact la fel, dar poate să fie cu un alt gust legat de cheltuirea banilor, legat de relațiile de povestire, relația de intimitate, relația de gospodărie. Încercați împreună. Împreună să le aduceți toate într-un mod altfel decât până atunci. Varianta, vedeți, este un lucru pe care vreau să mă apropii să vi-l spun. Și anume, știți ce? Pentru că de multe ori sunt întrebat și vreau să vă răspund la această întrebare. Nu este bine să luăm pauze în căsătorie? Oameni buni, eu nu cred în vacanța din căsătorie. Eu nu cred. În căsătorie nu se ia vacanță. Dacă Dumnezeu ar lua vacanță și ar spune pentru o săptămână nu mai dau aer pe pământ, care mai trăiește, mă? Care mai trăiește? Nu mai trăiește nimeni. Așa e și căsătoria. Însă sunt situații care vin datorită unor fortuiri. Pleacă soțul într-o delegație de o zi, două, trei, patru, cinci. Lucru care face o neprezență în riturile noastre. Dar atunci când vine, pot să nasc o bucurie mare, o sărbătoare frumoasă în această neprezență fortuită.
Nu propun de la sine să ne depărtăm unii de ceilalți sau, cum se spune, să ne separăm pentru a vedea dacă este mai bine separat. Sunt cupluri care s-au separat pentru o lună, unele pentru 2 luni, altele pentru 6 luni, altele pentru 1 an și au rămas separați. Pentru că acolo și-au găsit o altă poveste de dragoste, din păcate. Nu căutați alte povești de dragoste, ci căutați să îmbunătățiți povestea voastră de dragoste, nu separându-vă, ci lucrând la relația voastră de dragoste. Relația voastră să fie ca o binecuvântare în care îl aduci pe partenerul tău aproape de tine. Știți de ce ne îndoim de multe ori despre povestea noastră de dragoste? Pentru că am uitat-o. Da? Din păcate, este un element pozitiv uitarea. Uitarea atunci când îți greșește partenerul, dar nu și când îți face binele. Dar uitarea este la toate, să zic așa, la toate capitolele. Știți? Trebuie să identific ceva foarte important, și anume, tot ce intră pe analizatorul vizual, auditiv, olfactiv, gustativ, kinestezic, se stochează aici. Deci nu se uită nimic. Dar totuși elementele acestea intră într-un inconștient pe care nu le mai am în roata vieții. În roata vieții și nu mă mai întâlnesc cu ele și ele se coboară și le las deoparte. Uite, de exemplu, să vă dau un exemplu. Știi ce? Nu mi-ai făcut niciodată, mi-aduc aminte când m-am dus, nu știu, soția mea sau mama, nu mai mi-aduc aminte, mi-a făcut o mâncare ce mi-a plăcut când eram copil. La noi în Dol se numește luteniță. Este vorba de roșii proaspete pasate cu usturoi și cu un pic de ulei. Mă, sunt bune rău, sunt bune rău și mi-aduc aminte că mi-a făcut, nu știu cum, mi-a făcut soția mea, mi-a făcut mâncarea aceasta și pur și simplu mi-am adus aminte de bunica, mi-am adus aminte de lucrurile frumoase. Da! Avem nevoie să ne readucem aminte de poveștile noastre de dragoste și prin elemente gustative, prin elemente de îmbrăcăminte, elemente care ne fac pe noi să ne apropiem unii de alții. Să știți că unul dintre elementele de forță din această plictiseală sunt întâlnirile de familie. Noi avem un obicei ca de Crăciun, de Paște, să ne întâlnim toți. Știți cum era în Biblie? Se tăia un miel, se făcea o jerfă, se aducea o jerfă. Era o întâlnire. O întâlnire care avea valoarea ei de mâncare sau că e grătar sau că este o salată sau că nu contează lucrul acesta, cât contează frumosul fapt că te întâlnești. Cu soția aveam obiceiul și avem obiceiul să luăm câte un tortuleț, să scriem pentru mame, pentru tați. Fiind foarte în vârstă, nu mai văd valoare în acel dulce, dar în bucuria de întâlnire este foarte important. Aducând istoria la noi, nu facem altceva decât să ne readaptăm, să ne updatăm la forță și la povestea de dragoste pe care noi am avut-o și care, din păcate, o putem uita. Un alt element foarte frumos în povestea de dragoste pe care vreau să vi-l aduc în față este: schimbă locurile de vacanță.
schimbă locurile de plimbare, du-te și bucură-te, eu știu, un alt parc, la o plimbare de o oră, două ore, trei ore. Mi s-a întâmplat chiar acum de curând să fie invitat de soția mea, zice, vezi că vin de la serviciu, am chef să mergem în parcul cu tare. Și am fost împreună în parcul, în parcul respectiv, nu fusesem niciodată în parcul respectiv. Hai să vă spun, parcul Carol din București. Și mi-a făcut plăcere. N-am știut că acolo ea a fost făcută pionier și m-a dus exact pe locurile unde, din copilărie, ea și-a făcut această bucurie, cum era înainte să te facă pionier, și și-a readus. Ei, a fost o amintire frumoasă. Știți ce i-am spus soției? Mi-e dor să mergem în parcul Carol. Pentru a revedea, a revedea-o pe ea bucurându-se prin faptul că și-a reamintit de copilăria ei și de bucuriile ei. E foarte important să modificăm drumurile noastre împreună, să aducem, să zic așa, creativitate. Elementul de forță într-o plictiseală și o rutină este, și vreau să și notez, 2, creativitate. Ce înseamnă creativitate? Înseamnă ceva nou, ceva interesant, ceva care să îmi aducă bucuria de a vedea și lucruri noi, lucruri surprinzătoare, lucruri care nu fac altceva decât să modifice sau să facă plăcut, așa cum în gust îți place să miști o bomboană, ca papilele gustative să preia dulceața în toată, să zic așa, cavitatea bucală, așa la nivel vizual ai nevoie de ceva nou. Ai ceva nou împreună cu soția ta, împreună cu soțul tău, ca rutina și plictiseala să aibă estompară ei. Ieșiți în locuri noi, mergeți în excursii și lucrurile acestea să fie ceva legat de bucuria lor sau de surprinderea lor. Observi soției ce îi place, observi soțului ce îi place, făcându-i o mâncare care nu ai mai făcut-o de mult, mergând într-un loc unde nu ai mai mers de mult, nu faci altceva decât să te întorci și să pui flori în pomul poveștii voastre de dragoste. Nu uitați! Poate e momentul acum la 7 TV să te uiți spre soție, să te uiți spre soț, sau poate nu este lângă tine, este la serviciu, sau poate este plecat într-o delegație, poți să pui mâna pe telefon și să spui, mie dor să-ți povestesc ce mi s-a întâmplat, ce mi-am adus aminte din copilărie, ce mi-am adus aminte când erai prietenul meu sau erai prietena mea și mi-aduceai. Mi-aduc aminte că o doamnă după 26 de ani de căsătorie vine și îmi zice, domnul Duță, a venit momentul să divorțez. Păi de ce, doamnă? Aveți doi copii frumoși, aveți un soț muncitor, nu v-a înșelat, doamna avea o poziție frumoasă, nu, m-am săturat. Zice domnul Duță, eu în 26 de ani n-am fost fericită decât 6 luni. Când au fost alea 6 luni? 6 luni au fost înainte de a mă căsători. 6 luni înainte de a mă căsători. Atunci a fost foarte frumos. Mă băga în seamă, mi-aducea flori. L-am chemat și pe soț. I-am refăcut această cerere a soției și i-am spus, știi ce? Soția ta se poate recăsători. Și o poate face destul de rapid și ușor. Însă strică toată povestea voastră. Și poate fără să vrei, ai cucerit-o și ai respectat-o a nu o băga în seamă. Dar acum e momentul să te porți,
să faci o extensie la povestea de dragoste din cele 6 luni în care își dorește în copacul acesta să se urce soția ta împreună cu tine. Și am rugat-o pe doamnă să aștepte câteva săptămâni, poate și luni, pentru a reînnoda. Am reînnodat terapeutic elementele frumoase din trecut. Domnul a intrat și și-a dat seama că e păcat să piardă frumusețea de la vârsta, nu bătrâneții, pentru că nu erau bătrâni. Eu să zic așa, avea 40 și ceva de ani, deci 26 de ani de căsătorie sau căsătorie la 20 de ani, deci 40 și ceva de ani în care avea o viață pe care ei o aveau împlinită. De ce? Aveau construit o casă împreună, aveau copii împreună, copii, și acum trebuiau să-și ducă viața în continuare împreună ei și să-și refacă căsătoria. Acum când ai copii în spate, ai casă în spate de împărțit, ai vise de împărțit, să știți, casa se împarte, copiii se împart și îi pierdem. Știți ce e foarte greu de împărțit? Visele. Mi-aduc aminte când construiam excursii în străinătate și veneau studenții cu mine și le plăceam. Mergeam în Austria, în Franța, Italia, Germania, Turcia, mergeam împreună. Și mi-aduc aminte că se strânseseră mai mulți copii decât aveam posibilitatea să iau un autocar. Și nu puteam să iau un autocar decât exact numărul de locuri. Și era un băiat care își plătise excursia prima dată, dar el nu făcea parte din corul facultății și din cauza aceasta a trebuit să am o selecție ca cei care nu fac parte din cor să nu poată să meargă în excursie. Și vine băiatul la mine și îmi zice: domn profesor, am înțeles că este o regulă și eu nu fac parte din cor, eu v-am plătit excursia, dar nu mai merg în excursie. Așa este? Păi, îți dau banii înapoi, să nu crezi. Domn profesor, banii mi-i dați înapoi, dar visele nu ni le mai dați înapoi. Mă, să vedem ce am făcut. I-am spus, fii atent, autocarul este plin. Nu mă am unde să te iau, însă fac ceva pentru tine. Înainte de a se închide autocarul, să ai trai sta cu tine și intri în autocar și mergem împreună. Stai pe locul, este un loc în față care de obicei stă ghidul și vei sta la locul ghidului. Mi-aduc aminte că băiatul respectiv așa a făcut, s-a urcat, iar la capătul excursiei mi-a zis: vă mulțumesc că visele se pot împlini și nu se pot tăia. Oameni buni, suntem la 7TV, unde visele se pot împlini. Poate când te-ai căsătorit, tu, ca bărbat, tu, ca femeie, ai avut vise. Între timp visele s-au prăfuit, visele s-au estompat, visele au avut căderile lor. Însă acum este momentul să te gândești că visele le poți reînnoda. E foarte greu să dai la o parte visele, pentru că visele îți aduc istorie, visele îți aduc putere, visele îți aduc răbdare, visele îți aduc energie și ai nevoie de ele. Hai de acum, poate ești căsătorit de 10 ani, poate de 15, poate de 20, poate de 30 de ani. Mă aduce aminte de ce vise aveai? Hai să vă spun, când eram copil, și eram copil și mă uitam la părinții mei cum se descurcă cu banii. Mama era asistent medical, tata lucra la un institut de cercetări, aveau salarii. Ne aduceau de toate acasă, cumpărături, și mă gândeam: Doamne, când o să fiu și eu ca tata, o să aduc bani acasă. Mi-a rămas în minte lucrul acesta: voi fi și eu ca tata. Nu știu, să o întrebați pe soția mea. L-am copiat pe tata, dar am copiat-o și pe mama. Tata era omul care aducea bani acasă, mama era cu investițiile. Mama era, de la ea am furat investițiile și de la tata corectitudinea
vis-a-vis de planul financiar pe care să-l pun împreună cu soția mea. Oameni buni, putem să dăm la o parte plictiselile, putem să dăm la o parte rutina, dacă în creativitatea noastră venim să ne rememorăm visele noastre. Știi, înainte aveam o altă viteză de anvergură, o altă viteză de rezolvarea lucrurilor. Mi-aduc aminte, jucam mai mult tenis de câmp într-un timp și începuse să mă doare genunchiul. Genunchiul stâng, da, pentru că serveam cu dreapta și mă fixam pe genunchiul stâng. Și mă duc la ortoped. Ortopedul se uită și zice, dați-mi buletinul. Păi ce vă trebuie buletinul? Că vă spun eu cum mă cheamă. Te rog frumos, dă-mi buletinul. Iau buletinul din portofel și dau să-l dau. Nu, uitați-vă dumneavoastră. Păi ce să mă uit că știu? Uitați-vă ce vârstă aveți. Atenție cât jucați tenis. Știți? Vii să-i spui soției, știi, când eram tineri, făceam lucrul ăsta și ăsta. Mă, omule, acum ești mai în vârstă, le faci mai încet, lucrurile au o altă anvergură. Nu te speria că s-au încetinit vitezele voastre relaționar, de relație, de, să zic, de reacție, viteza voastră de reacție, pentru că este vârsta, dar la vârsta respectivă are frumusețe și încetinirea, pentru că foarte frumos în încetinirea respectivă observi mult mai bine reacția celuilalt, mult mai bine. Un alt element pe care vreau să-l luăm în creativitatea noastră și în povestea noastră de dragoste este elementul de fă-ți timp să apreciezi ce ai făcut și ce ai. Ce ai ca sănătate, ce ai strâns până la vremea respectivă, ce poți face în momentul respectiv, apreciază. Știi, mă uit la soția mea și mă uit la o altă fată de 25 de ani sau de 22 de ani. Soția mea poate are 50, poate are 60 de ani. Omule, nu compara mere cu pere. Soția ta ți-a făcut un copil, 2 sau 3. Soția ta a șters pe jos sau a spălat covoare. Nu compara cu alte persoane. Nu compara. Apreciază ce ai. Apreciază ce ai. Și elementul acesta de apreciere, fă-l cu mare responsabilitate. Cu mare responsabilitate. Mi-aduc aminte când un băiat vrea să se căsătorească. Vrea să se căsătorească și vine la mine cu câteva poze și mi-aduce niște poze cu câteva fete creștine, serioase, îmbrăcate frumos și mi le arată și îmi zice, Dane, care dintre ele s-o aleg să fie soția mea? Avea vreo 3 poze, mi-aduc aminte. Lasă-le jos în pat, eram la el în dormitor, lasă-le în pat și du-te până la toaletă tu. Mă ascultă și se duce. Ce să fac? Uită-te în oglindă. Mă uit. Ce vezi în oglindă? Păi mă văd pe mine. Bă, bărbate, tu vezi frumusețea ta? Păi eu zic, oricare din fetele astea te acceptă pe tine, ar trebui să fii super încântat. De multe ori ne uităm la partenerul nostru, dar nu ne uităm la noi. Trebuie să ne uităm și la noi. La aspectul nostru, la posibilitățile noastre, la puterea noastră. Da, poate când eram de 20 de ani, ridicam sacul de făină de jos. La 50 nu prea mai pot. Vă spun ceva, tata la 80 îl ridică înaintea mea.
pentru că are experiență și are puterea asta. Oameni buni, uită-te întâi la tine și cere după aceea la celălalt. Apreciază. Apreciază multe lucruri frumoase pe care le poți găsi. Uite, ne oprim un pic. Ia-ți o foaie de hârtie și scrie lucrurile pe care le apreciezi la partenerul tău. Dacă este lângă tine, nici nu trebuie să le scrii și să le spui. Și fiecare să le aprecieze la celălalt. Și găsiți. Dacă nu găsești cel puțin 10, înseamnă că trebuie să cauți. Și te rog ceva, nu te culci până nu găsești 10 lucruri de apreciat. Elemente comportamentale, elemente emoționale și elemente spirituale. Hai! Și din cele 10, care ți se pare că trebuie îmbunătățită? Din cele 10, care ți se pare că nu o meriți? Din cele 10, care ți se pare că ești cel mai apropiat de ea? Încearcă lucrul acesta, pentru că ai nevoie. Ai nevoie să adaugi la plictiseala ta sau la, eu știu, rutina pe care ai căpătat-o, să upgradezi lucrurile care s-au îmbătrânit din cauza ta, din cauza timpului. Of, timpul nu poți să-l controlezi, dar dacă reușim să controlăm timpul, este lucrul cel mai important. Frumos spune la un moment dat Dumnezeu să-ți măsori bine zilele tale, să-ți măsori foarte bine zilele tale. Încă ceva, observă noutățile care apar în relația voastră. Este imposibil să nu fie noutăți, este imposibil. Legat de elemente culinare sau legat de elemente de... Mi-aduc aminte când a venit soția odată de la coafor și a schimbat aranjamentul și un pic și culoarea părului și când o văd, știi ce am avut în cap? Măi, de eu sunt căsătorit cu ea, că parcă mi se pare mai frumoasă, parcă este mai tânără și trebuie să mă obișnuiesc cu tine, parcă nu mă pot atinge de tine, că parcă nu ești soția mea. Hai să găsim noutăți. Hai să găsim noutăți, bucurii în care să începi această aventură din punctul tău de vedere și din punctul de vedere al ei. Vorbeam cu, să zic așa, cu mai înainte legat de povestea de dragoste, căci un lucru foarte important este ca să avem trăire emoțională împreună. Să știți că elementul de forță care aduce între două persoane relație și apropiere sunt elementele emoționale. Să pun emoția mea în pregătirea, eu știu, ceva de mâncare, în elemente vestimentare, în o plimbare, în curățenie, în elemente, deci elementele emoționale joacă un rol foarte important în relația de cuplu și în menținerea prospețimii relației de cuplu. Este foarte bine să pleci împreună cu soția ta în capul tău, să pleci împreună cu soțul tău în capul tău, acolo unde te duci. Ieri dimineață, când pleca la serviciu, eu am obiceiul să merg la ușă, o sărut înainte de a pleca, indiferent ce vârstă am, puteți să ne dați puțin sau mult, sunt căsătoriți de ceva vreme, dar merg și îmi salut soția printr-un sărut și zice, mi-aduc aminte când eram mai tineri, îți spuneam ceva, vreau să te iau cu mine în buzunar la serviciu, să te țin aproape. Și îmi zice treaba asta acum de curând, după 30 ceva de ani de căsătorie. Știți că, uite, vă povestesc dumneavoastră acum, mi-am adus aminte, lucru care m-a emoționalizat. Aduceți povestea de dragoste la zero.
Aduceți povestea de dragoste la timpul acesta în care ai nevoie să îți îmbogățești emoțiile tale. Chiar dacă sunt situații de întreruperi, datorită serviciului pe care îl ai, datorită unor situații pe care posibil să ni le aducă viața legat de boală. Am observat lucrurile acestea în timpul care l-am petrecut în pandemie. Oameni care nu mai puteau să zâmbească, oameni care nu mai puteau să trăiască pentru că partenerul era bolnav. Sunt lucruri emoționale care pur și simplu, mi-aduc aminte când niște copii m-au rugat pentru tatăl lor să intervin pentru că nu mai mânca, soția lui era în spital, nu putea să o viziteze datorită faptului că era în perioada când COVID-ul era în floare și nu aveai voie să mergi în spital. Și încercam să aduc un pic de zâmbet, o veni, trebuia să pregătim situația și în caz de n-o să mai fie. În timp ce vorbeam cu domnul respectiv, bate cineva la ușă. Se duce la ușă și întreabă cine este. Și zice, sunt soția ta, iubita ta. Când a auzit lucrul ăsta, a dat telefonul pe care avea sau unde l-o fi dat, nu știu, că eu vorbeam ca televizorul singur, că și cei doi îi auzeam, ce mai faci, mi-era dor de tine. Da, sunt și întreruperi care nu sunt, să zic așa, sunt accidentale și ne aduc pe noi să ne separăm puțin, dar trebuie să ne reunim povestea noastră de dragoste. Iubiții mei de la 7 TV, avem o poveste de dragoste împreună. Aici la 7 TV se scriu poveștile de dragoste. Poveștile voastre, poveștile noastre. Vă aștept la 7 TV. O emisiune realizată de A7 TV în coproducție cu Asociația Maurer for You.